Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna noiembrie. Ordine de zi cu proiecte foarte importante pentru comunitate, proiecte care vizează în mod deosebit investițiile și, sigur, proiecte care vin să aducă noi resurse financiare în comunitate. Îl rog pe domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, stimați invitați. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 și articolul 134 alineatul 1 litera din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 706 din 18/11/22, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești. Ea are loc astăzi, joi, 24/11/2022, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 11, ședința pe comisii, iar 11:30, ședința în plen. Vă invit să votăm aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din 24/11. A fost transmisă online, toată lumea cred că a citit ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea ordinei de zi a ședinței de astăzi? În online, toată lumea? Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi din ședinței de astăzi. Articolul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31/10/2022. Cine este pentru, vă rog? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, nu. În unanimitate de voturi s-a aprobat și punctul 2 de pe ordine de zi. Punctul 3 de pe ordine de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10/11/2022. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă, abțineri, s-a votat în unanimitate și punctul 3. Punctul numărul 4 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului Dărmănești, județul Bacău. Dacă aveți ceva de comentat, domnul primar? Foarte pe scurt, am făcut precizările și la comisie. Are loc prin această rectificare o reașezare a bugetului. Acolo unde am avut economii, le reorientăm spre proiectele de investiții. Acolo unde avem nevoie de a completa cu bani, încercăm să găsim resurse financiare pentru a asigura nevoia de bani, în special pentru partea de utilități, energie electrică, gaze, apă și așa mai departe. O rog pe doamna contabil șef, foarte pe scurt, să ne prezinte în ce constă rectificarea de azi. Da. Acum aprobăm o creștere a bugetului local de 51.000, care provine din venituri din impozite de teren, 25.000 în plus, alte impozite și taxe de proprietate, 9.000, impozite pe mijloc de teren, deci ceea ce au plătit persoanele juridice, 6.000, și taxe de timbru, 3.000, în total 51.000, și la partea de venituri și la partea de cheltuieli. La partea de cheltuieli, la cei 51.000 au fost redistribuiți, exact cum a spus dumneavoastră, pe partea de utilități, nu vedem nevoie de atâta o parte din facturi. La sursa E, tot așa, am avut o creștere de venituri de 14.000, cu care am suplimentat și cheltuielile materiale de 14.000, iar pe partea de investiții, a fost redistribuiți din partea de lucrări, unde nu s-au efectuat în prima parte a anului, pentru achiziția de teren intravilan în energie, ce spunea dumneavoastră, unde va fi amenajat o parcare pentru sala de sport la liceu. Pe partea de cultură s-au distribuit pe cheltuieli materiale 100.000, pentru dulciuri 38.000, date și obiceiuri 50.000 și concert de colegi de 10.000. Dacă mai aveți ceva dumneavoastră de completat? Dacă sunt ceva întrebări, mulțumesc.
Avizele au fost luate în comisii. Supuneți la vot. Proiectul 4, cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, s-a aprobat cu unanimitate de voturi și proiectul numărul 4. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul orașului Dărmănești, județul Bacău, în anul școlar 2022-2023. Dacă aveți dumneavoastră câteva precizări și aici, așa cum am spus și pe comisii, Ministerul Învățământului prin structura ISJ Bacău distribuie aceste resurse financiare pentru burse. Banii trec prin autoritatea publică locală și dacă inițial nu ni s-a cerut, nu ni s-a solicitat un proiect de hotărâre, o hotărâre privind cuantumul și numărul burselor și până acum banii s-au dat direct către școli, se pare că în urma unor verificări a Curții de Conturi și în urma discuțiilor între Minister și Inspectoratul Școlar Județean s-a stabilit ca autoritatea publică locală să emită o hotărâre de Consiliu privind aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru fiecare unitate de învățământ în parte, ceea ce și facem noi astăzi. Și, sigur, resursa financiară nu vine de la bugetul local, ci doar dirijăm acești bani către școli. Deci este o formalitate care trebuia să o facem începând cu 1 septembrie, cred că. Dacă sunt comentarii la punctul numărul 5, vă rog. Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă sau abțineri, dacă avem. O abținere, doamna Cengher. 16 voturi pentru, o abținere. Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 6 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor numărul 1 și 2 al HCL numărul 107 din 6-10-2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și implementarea proiectului înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești, județul Bacău, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR 2022-C3-SI1A din Planul Național de Redresare și Reziliere. Dacă aveți ceva este de precizat, este vorba de un primar. Proiect finanțat cu fonduri europene prin PNRR. Denumirea acestui proiect este înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar. Ținta este să reducem cantitatea de gunoi de deșeuri menajere sau gunoi menajer pe care noi astăzi o ridicăm de pe raza orașului Dărmănești și o transmitem, se transportă către groapa de gunoi. Înființăm aceste centre de colectare cu aport voluntar. Ținta este să creștem cantitatea de deșeuri reciclate. Valoarea acestei investiții 778.720 euro. Am avut proiectul depus, ni s-au cerut câteva clarificări. Prin acest proiect de hotărâre, practic, răspundem la clarificările pe care le-am primit în data de 17.11. Avem termen până pe 25, adică mâine. Imediat după ce aprobăm această hotărâre, vom și încărca clarificările în așa fel încât să reușim să obținem finanțare pentru a ne atinge obiectivele și principalul obiectiv este cetățeanul să plătească mai puțin la taxa de salubrizare și noi să transportăm o cantitate mai mică de gunoi menajer către groapa de la Bacău și să ne atingem și acea țintă de 50% reciclat. Dacă sunt întrebări, mulțumesc, supuneți la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat și punctul numărul 6. Trecem la punctul numărul 7 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiștele aflate pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești, județul Bacău. Dacă precizați ceva, domnul primar. Spuneam și pe comisii că acest amenajament pastoral este o obligativitate pentru noi pentru a putea concesiona, începând cu 2023,
trupurile de pășune către crescătorii de animale. Dincolo de acest amenajament pastoral, trebuie să avem și cadastre pe acele suprafețe și așa mai departe. Dar amenajamentul era obligativitate. Acest studiu a început cu mai bine de un an în urmă cu instituțiile de specialitate, cu Direcția Agricolă și nu numai. Suntem cu el în fază finală, îl aprobăm prin hotărâre de Consiliu, ne-l asumăm, după care va rămâne pe o perioadă de mai mulți ani la baza lucrărilor care vor trebui să fie efectuate de către cei care concesionează terenurile pajiște în vederea susținerii și creșterii animalelor pe raza localității. Deci este un document care, repet, reglementează felul în care vor fi îngrijite pașiștele de aici încolo. Mulțumesc. Dacă sunt comentarii la acest articol, dacă nu supunem la vot, vă rog frumos. Cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, vă rog. În unanimitate de voturi s-a votat și acest proiect de hotărâre. Trecem la articolul, la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Dărmănești a unei suprafețe de teren intravilan de 4.434 metri pătrați, situat în strada Măguricei, numărul 13A, oraș Dărmănești, județul Bacău, și pentru revocarea HCL numărul 108 din 6-10-2022. Vă rog, domnul primar, dacă... Este vorba de terenul din incinta bisericii Boiștea 1, parohiei Boiștea 1, terenul 4.434 de metri este format din cimitirul pe care biserica l-are acolo și biserica veche. Nu sunt documente de proprietate la parohie. Acest proiect de hotărâre atestă apartenența la domeniul privat al UAT-ului. Intabulăm suprafața, după care vom veni cu o hotărâre de Consiliu privind darea în administrare cu titlu gratuit. Acolo este necesar să se facă lucrări de investiții și neavând document de proveniență pentru terenul care îl are în administrare părintele, sigur că nu poate să facă nici alte investiții. Deci, practic, intrăm în legalitate. Da. Avem comentarii la acest articol, la acest proiect. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Dacă avem abțineri sau voturi împotrivă, în unanimitate de voturi, s-a votat și acest proiect de hotărâre. Proiectul numărul 9 de pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice PIE în orașul Dărmănești, județul Bacău, pentru perioada 2023-2028. Ne dați câteva detalii, domnul primar. Este vorba de un program de îmbunătățire a eficienței energetice care stă la baza viitoarelor finanțări din fonduri europene pentru energia verde. Spuneam și pe comisie că în perioada 2017-2022 noi am avut o strategie energetică, dar care nu mai răspunde noilor cerințe impuse prin PNRR. Practic, acest program de îmbunătățire a eficienței energetice stabilește pe o perioadă de 5 ani cum se va dezvolta comunitatea noastră din punct de vedere a energiei regenerabile. Această strategie, acest program de îmbunătățire stă la baza tuturor proiectelor care vor fi finanțate prin fonduri europene pe componenta energie verde. Acest program, după aprobare, va fi transmis ANRE-ului. Acolo vom fi prinși cu această strategie și toate proiectele, repet, care le vom accesa de aici încolo, au la bază, cumva, referința pe care noi o aprobăm astăzi. Dacă sunt comentarii pe acest subiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abțineri, mulțumesc. Cu unanimitate de voturi s-a votat și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar Parohiei Ortodoxe Boiștea 1 din orașul Dărmănești, județul Bacău, în vederea realizării lucrărilor
așezământului bisericesc, capelă mortoară și lumânar. Lumânar. Dacă aveți ceva de precizat, domnul primar. Da. La parohia ortodoxă Boiștea 1 s-a început încă din anul 2022 un proiect în vederea realizării unui așezământ bisericesc care să conțină o capelă mortuară. Este o obligativitate, pentru că suntem zonă urbană, ca fiecare biserică să aibă această capelă mortuară. Sigur că anul trecut s-a făcut proiectul, s-au luat avizele, suntem în faza de a începe lucrările de execuție. Am avut o primă discuție cu părintele paroh și prin acest proiect de hotărâre, 37.000 de lei, sprijinim noi Consiliul Local cu bani pentru a achiziționa fierul de care are nevoie la prima etapă a construcției, lucrări de fundare și așa mai departe. Deci e o primă parte, sperăm ca Enoreia și din parohie să sprijine și dumnealor cu ce pot, în așa fel încât în cursul anului 2023 lucrările să avanseze și să reușim să și închidem, dacă s-ar putea, acest proiect. Mulțumesc. Comentarii la acest subiect? Dacă nu avem, trecem la vot. Ce nu este pentru? Dacă avem voturi împotrivă sau abțineri, mulțumesc, și acest proiect s-a votat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 11 a proiectului de hotărâre de ordine de zi. Proiect de hotărâre pentru participarea orașului Dărmănești în cadrul programului operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară 11, măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile. Obiectivul specific 11.2, utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale și aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții înființare parc fotovoltaic în orașul Dărmănești, județul Bacău. Dacă aveți ceva de precizat, domnul primar? Da. Spuneam mai devreme că datorită creșterilor de prețuri la utilități am înregistrat și noi dublări sau chiar triplări de prețuri la energia electrică. Pentru a veni cumva în întâmpinarea acestor prețuri din ce în ce mai mari, ne-am hotărât pe fonduri europene să construim un parc fotovoltaic, iar strategia pe care am aprobat-o anterior, acel plan de eficientizare energetică, sprijină acest proiect. Deci construim un parc fotovoltaic cu valoare aproape 1 milion de euro, care va veni să compenseze costurile cu energie electrică de pe raza orașului Dărmănești. Cele mai mari costuri le avem cu iluminatul public și consumul pe an, avem undeva 630 de megawați la nivel de UAT. 70% din acest consum este cu iluminatul public. Ce facem noi prin acest parc fotovoltaic, dacă vom reuși să implementăm proiectul? Să reducem din consumul cu iluminatul public undeva mai bine de 80%. Urmează ca în perioada anilor ce vin să urmărim toate programele de finanțare pe fonduri europene și să alocăm în continuare prioritate pentru producția de energie electrică, în special pentru consumatorii mari, și mă refer la liceu și la ce avem noi, sediul primăriei, grădinițe și așa mai departe. Și chiar dacă nu vom avea vreo axă deschisă pentru finanțare, să alocăm resurse din bugetul local pentru a face acele mici parcuri de panouri fotovoltaice, în așa fel încât să reducem considerabil costul cu energia electrică. Deci este un prim proiect și aici proiectul trebuie depus imediat pentru că se închide axa pe 4 decembrie. Noi suntem cu documentele pregătite, sperăm să obținem și finanțare și anul viitor să vorbim de implementarea acestui proiect și de reducerea costurilor cu facturile la energie electrică. Mulțumesc, domnul primar. Dacă sunt comentarii la acest subiect, dacă nu sunt comentarii, supunem la vot. Cine este pentru?
Dacă avem voturi împotrivă sau abțineri? Nu. Și acest subiect s-a votat în unanimitate. Trecem la proiectul, la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al orașului Dărmănești a unui utilaj buldo-excavator bun de uz și de interes public local ca urmare a recepției. Domnul primar, aveți ceva de comentat? Am cumpărat recent un buldo-excavator. Este finanțat o parte din buget local, o parte din fonduri europene, pentru a putea depune cererea de tragere pentru componenta din fonduri europene. După recepția echipamentului pe care noi l-am cumpărat, trebuie să introducem acest bun în domeniul public. Hotărârea de Consiliu se va încărca odată cu cererea de tragere și în acest fel, până la sfârșitul anului, ne decontăm partea de contribuție a Uniunii Europene. Este obligativitate, vorbim de GAL și de AFIR, ca aceste echipamente, utilaje, construcții, proiecte ce facem noi să fie introduse în domeniul public. Practic, pentru a reuși să ne recuperăm, așa cum spuneam, partea de bani din fonduri europene, este necesar să introducem în domeniul public echipamentul cumpărat. Da. Avem comentarii la acest subiect? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abțineri sau voturi împotrivă? Mulțumesc în unanimitate de voturi. Am trecut și de acest proiect. Punctul numărul 13 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public a Studiului de Fundamentare a Deciziei de Delegare a Serviciului Public de Iluminare al Orașului Dărmănești, județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat Public, precum și a caietului de sarcini respectiv a documentației de atribuire prin procedură simplificată. Dacă aveți ceva de comentat, domnul primar. Da, este o obligativitate privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Iluminat al orașului Dărmănești. Legislația și în speța NRSC-ul ne obligă să avem fie gestiune directă, fie delegarea gestiunii. Am ales varianta de a delega gestiunea Serviciului Public de Iluminat. Astăzi aprobăm studiul de fundamentare a deciziei de delegare, aprobăm regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Iluminat, documentația de atribuire prin procedură simplificată și tot ce ține de documentele care stau la baza viitoarei proceduri de achiziții publice. Sperăm ca în decursul lunii decembrie colegii din cadrul aparatului de specialitate a primarului să parcurgă aceste etape pe care noi astăzi le aprobăm, iar începând cu ianuarie 2023 să avem adjudecat acest serviciu și sigur să reușim să și găsim un operator care să satisfacă la timp și pe un cost rezonabil serviciile de care noi avem nevoie. Mulțumesc. Dacă avem comentarii la acest subiect, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă sau abțineri? Nu sunt. S-a votat în unanimitate și acest proiect de hotărâre. Ultimul punct pe ordinea de zi este diverse. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, dumneavoastră aveți ceva de... Eu aș vrea să, în primul rând, să vă mulțumesc. Foarte mult nu o să rămân. Dacă sunt la diverse mai multe lucruri, o să rog pe domnul viceprimar să răspundă. În 10 minute plec spre București. Mâine dimineață avem, merg pentru noi proiecte cu finanțare europeană și nu numai. Suntem în Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Dezvoltării la ora 9.30 cu un proiect care vizează asfaltarea și modernizarea mai multor străzi din cartierul Brătulești. Este vorba de un pachet de 16 milioane de lei. Merg să-l susțin acolo. Al doilea proiect pentru care merg la București vorbește de construirea unui nou dispensar în orașul Dărmănești, finanțare asigurată prin Compania Națională de Investiții. Este o valoare de 14 milioane de lei și mâine merg la Compania Națională de Investiții pentru a depune toate documentele ce țin de dispensar
Și tot mâine va trebui să merg să semnez un contract de finanțare aprobat cu ceva zile în urmă, finanțare europeană PNRR, pentru digitalizarea PUG-ului orașului Dărmănești, un proiect la care am lucrat împreună săptămâna trecută și am făcut ultimele clarificări. Ca atare, foarte mult nu o să stau dacă sunt probleme ceva la diverse. Eu aș avea două probleme scurte de pus pe tapet. Vă rog. Una, vreau să spun că și Biserica din Poiana are nevoie de finanțare pentru pentru pictură interior. Preotul săracul se chinuie între unoria să strângă ceva bani, dar probabil nu o să descurce foarte bine și dacă cumva se poate să participăm și noi Consiliul Local. Okay. Așa, și doi, am atras atenția în Consiliu că e o problemă cu suma pentru acordarea la apă. Acum, crabul, sunt eu personal într-o anumită situație, după de vreo 3 luni și așa, s-a spart o conductă pe la poartă la mine. Am atras atenția pe calea cea mai normală și mai simplu, sau eu de bun simț, am vorbit cu angajații crabului, au durat aproape 3 luni până când a venit cineva, mi-a spart acolo la poartă, eu am o parcare făcută, m-a spart acolo, m-a lăsat vreo 2 săptămâni, iar o trebuie să mai intervin pe lângă, mă rog de ei, până am venit, a săpat, au rezolvat avaria, dar n-au mai pus la loc. Acum mi-au lăsat o grămadă de moluți la poartă și o groapă. Eu nu știu cât de... Probabil sunt puțin muncitori, n-am vrut să trec mai departe. Adică să sun pe la CRAB, să sun pe la protecția consumatorilor. Am zis că sunt totuși cetățeni de la noi din Dărmănești, dar totuși zic eu, noi, Consiliul Local, cu primăria, cu domnul primar în frunte, ar trebui să luăm o poziție vis-a-vis de CRAB. În sensul și ca și costul contractului de racordare la apă, să fim atenți la racordarea la canalizare și cu intervențiile. Noi am tot ajutat de-a lungul timpului cu buldo când a fost necesar, dar văd că nu se mai descurcă, nu au oameni de ajuns. N-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar mi se pare foarte aberant așa să lași la voia întâmplării în poartă la un om, să-i spargi lucrarea lui și să o lași așa. Da. Eu, dacă îmi permiteți, vă și răspund. Eu am avut discuții cu conducerea CRAB. Ne-a promis că se vor, eu știu, mobiliza în așa fel încât să repare nu doar intervenția aia, sunt mai multe intervenții pe raza orașului. O să rog pe domnul viceprimar să facă o adresă către CRAB în care să invoce cele două aspecte. Pe de o parte, proasta mobilizarea celor care lucrează pe raza orașului Dărmănești, angajaților CRAB vis-a-vis de modul cum intervin la lucrări, cum repară și cum găsesc ei resurse să rezolve și doi, să invocăm costul foarte mare al racordării. Știți că noi am avut la un moment dat o solicitare din partea CRAB-ului să aprobăm aceste costuri. Nu știu dacă, eu știu că nu le-am aprobat noi, să vedem ce soluții și cum fundamentează ei costul atât de mare pentru racordarea la apă. A treia chestie, noi avem un regulament de intervenție pe domeniul public care reglementează cum se fac intervențiile. Vreau să verificați dacă în acel punct am avut o solicitare din partea lor, pentru că este o procedură pe care ei trebuie să o parcurgă, să ne anunțe că a intervenit pe domeniul public și dacă nu, nu există solicitare în sensul ăsta, noi avem și măsuri coercitive acolo. Și dați maxim de amendă cât se poate acolo, dacă n-au parcurs etapele care sunt. Pentru că noi dăm aviz de intervenție pe domeniul public, noi spunem ei ne spun în câte zile rezolvă și trebuie să refacă acel teren așa cum arăta înainte. N-a respectat, noi în hotărârea de Consiliu spunem și ce se întâmplă. Și dacă, repet, este solicitare din partea CRAB-ului și nu s-au ținut de termen, la fel. Ei mi-au spart de 2 săptămâni acolo, da, și sunt mai multe, câteva zile au reparat, dar au lăsat așa. Deci nu au mai intervenit să repare ce au stricat.
Eu vă mulțumesc, da. Dacă nu mai sunt și alte intervenții. O zi frumoasă, Doamne ajută și să fie pus spor. Vă mulțumesc, dragi colegi, încheiem această ședință, mulțumesc de participare, mulțumesc și invitațiilor.